Este. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care avea să-l primească acei ce cred în El. Căci încă nu era dat Duhul, pentru că Iisus încă nu pusese prea slăvit. Slăvit să fie Domnul! În veci, amin! Preacucernici, iubiți părinți, iubiți frați și scumpe surori, mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântarea care ne-a dat-o El pentru ziua aceasta. Ne-a adus în locul acesta să servăm începutul zilei binecuvântate de praznic împărătesc cu vorirea Duhului Sfânt, sărbătoarea și hramul oastei Domnului. Iată că Domnul ne-a dăruit posibilitatea atâtora din întreaga țară și de dincolo de hotare din ei să ne întâlnim în această zi, în această sărbătoare pe care am început-o din seara aceasta a pogorârii Duhului Sfânt. Așa după cum scria în versetul acesta, Duhul care nu fusese dat și care era așteptat și care iată în vremea aceasta, Domnul îl trimite peste apostoli care erau strânși împreună. Noi zicem în Psalmul 50, cu strângere de inimă și cu lacrimi în ochi, rugăciunea aceasta, inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele sfântătoare mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Spunea Preasfințitul aici că noi am primit încă de la botezul nostru darul Duhului Sfânt. Iată cu câtă teamă, cu câtă frângere de inimă strigăm către Dumnezeu să nu ia de la noi Duhul Lui Cel Sfânt. Și cum ar putea să fie luat de la noi Duhul Sfânt? Citisem undeva într-o carte spunând Sfinții Părinți că Duhul Sfânt este sperios, așa cum este un porumbel. Prin orice gest necontrolat, prin orice mișcare a noastră nevrednică de Dumnezeu, El se sperie, El nu poate sta și El pleacă. Părintele Iosif, în cartea aceea de căpătâria oastră despre Duhul Sfânt, atâtea probleme atinge El cu privire la umblarea noastră în Duhul Sfânt și teama pe care trebuie să o avem ca să nu pierdem Duhul Cel Sfânt de la noi. Atât de greu se capătă Duhul Sfânt, cu atâta teamă trebuie să umblăm noi ca să nu pierdem pe Duhul Cel Sfânt, porumbelul acesta care vine peste noi din cer, de la Tatăl. A dat Dumnezeul nostru cel bun lucrării acestea oastei Domnului puterea Duhului Sfânt. Prin oamenii credincioși
pe care i-a pus El în fruntea lucrării Lui și apoi care s-au adăugat oastei Domnului pe parcursul timpului, oameni care s-au predat întru totul lui Dumnezeu, cu toată viața lor, cu toate amănuntele vieții lor. Câtă teamă, câtă frică, cât putremur trebuie să avem noi să nu pierdem Duhul cel Sfânt dat nouă de la Dumnezeu. Și iată, o particularitate a Duhului Sfânt este și darul acesta pe care l-a pus Domnul peste lucrarea oastei Lui, darul părtășiei frățești. M-am întrebat de multe ori, cu strângere de inimă, dacă darul acesta se mai manifestă în lucrarea oastei Domnului astăzi, așa cum l-am văzut noi manifestându-se la început, la începutul întoarcerii noastre la Dumnezeu, când îi priveam pe frați, nu vedeam nicio slăbiciune la nimeni. Vedeam la fiecare numai vreunți și slăbiciuni vedeam numai la noi. Și strigam la Dumnezeu să ne dăruiască și nouă virtuțile pe care le vedeam la frați. Parcă bântuie astăzi ca o molimă printre rândurile oaste Domnului gândul acesta de judecată asupra aproapelui și fratelui nostru. Fraților, să ne ferim ca de focul iadului, de această molimă, de acest păcat, de judecarea semnului și fratelui nostru, de orice fel ar fi judecata aceasta. Mi-aduc aminte de atunci când venisem în lucrarea oastei, noi vedeam pe frate de sfinți, pe toți, și nu puteam să ascult nicio bârfă adusă la adresa cuiva dintre ei. Se obișnuiește astăzi foarte mult această bârfă, această discuție unii despre alții. Și nu ne dăm seama că tocmai prin aceasta pierdem Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu și nu știu cât de greu îl mai putem recăpăta. Să rugăm pe Dumnezeu să ne întoarcă ochii asupra vieții noastre, asupra păcatelor noastre, căci ispita aceasta drăcească, tocmai aceasta vrea, ca privind către cel de aproape al nostru și gândind la el slăbiciuni, să nu mai avem timp, să nu ne mai facem timp, să ne vedem de noi, să ne judecăm de noi, ca să scăpăm noi de greșelile și de păcatele noastre. Nu se mai poate manifesta părtășia frățească atunci când noi, privind spre celălalt, găsim la el slăbiciuni. Cum putem noi scăpa de judecarea aproape? Cum putem noi scăpa de gândul acesta de a căuta la celălalt să vedem slăbiciune? Prin multă rugăciune, prin multă smerenie, prin cererea de la Dumnezeu, să ne deschidă ochii aceștia sufletești ca să ne vedem fiecare pată, fiecare zbârcitură din viața noastră, cea duhovnicească. Știm noi, am încercat noi să vedem ce har primim atunci când vedem pe frați mult deasupra noastră, atunci când vedem la frați numai virtuți, ce face Duhul Sfânt în viața noastră atunci cum coboară El, cum ne umple El de har și de lacrimi, de lacrimile pe care le-a dat Duhul darurilor oastei Domnului, de lacrimile de căință, de lacrimile de bucurie, de lacrimile care ne umplu de dragoste pentru semenii noștri frați. Iată, aceasta o poate face doar Duhul Sfânt, coborând peste noi și nemai ridicându-se și nemai pierzându-L, să-L cerem Domnului nostru Iisus Hristos pe Duhul Sfânt, să-L ia și să nu mai ia de la noi, cu toată puterea, cu toată încredințarea că Duhul acesta Sfânt al lui Dumnezeu te va putea feri apoi de toate păcatele, de toate căzurile, de toate înfinăciunile vieții noastre duhovnicești. Eu am vrut să fac doar o ascultare venind aici.
Noi, prin foaie și viitorul, scriem mereu către frați și nu mai avem dreptul să răbim și altora care ar avea de spus un cuvânt aici, la sărbătorile mari ale oasei Domnului. M-am ferit de 20 de ani de când sunt la Sibiu, cu mila lui Dumnezeu, ca la practicele acestea mari de la Sibiu să apară în fața microfonului și în fața fraților. Dar am gândit să fac ascultare și, măcar așa, privindu-vă din locul acesta, să mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a prelungit firul vieții și mi-a dăruit sănătatea aceasta să pot rosti măcar acest cuvânt de întâmpinare a fraților de bucurie, de slăvit să fie Domnul pentru tot ceea ce face pentru noi și în viața noastră și în viața lucrării Lui, acum și pururea și în vecii.